Te aduce aminte când te-ai îmbătat cel mai tare? Ultima oară sau... <laughs> ultima oară sau așa în general? Hai să zicem ultima dată. <laughs> de ce rezi, Ce ai făcut? Câte perechi de pantofi Hai să zi așa, un număr. De la 500 la 1000. Cât timp ai ars psihologul? Păi 12 ani. Din What? 2012 până anul trecut. Eu mi-am dorit foarte tare să rămân însărcinată și am avut foarte multe probleme. Lumea, cei care mă urmăresc pe mine știu că am trecut prin multe și multe încercări și drame, pentru că e o dramă. Și eu și Alin am devenit super mega responsabil de când l-avem pe care. Da, se vede, uite. Da, dar suntem acasă! <laughs> ce frumos e. Salutare tuturor! Ce faceți, fraților? Un nou episod, episodul cu numărul 5, 6, 7, nu știu exact să vă spun în momentul ăsta, o să aflați voi la momentul potrivit. Astăzi ne vedem cu o gagică foarte șmecheră. Da, bineînțeles că nici cu ea nu m-am văzut de foarte multă vreme, au trecut probabil tot așa vreo 13-14 ani, așa cum vorbeam cu Ioana Ginghină, mai devreme ea zicea 12, eu cred că sunt mai mulți. Ea este actriță, o știți cu siguranță din foarte multe proiecte, eu o să mă refer azi la doar două dintre ele Și anume Iubire ca în filme Un serial În care am jucat și eu, de bănuiesc că nimeni nu-și aduce aminte de rolul meu În schimb de al ei și aduce cu siguranță Foarte multă lume aminte Și mai avem și serialul Regina Unde ea a fost protagonistă Acum mergem acasă la Diana Dumitrescu, stai că m-a lovit antipestestativ. peste stativ. Sunt o nebunie de băiat. Mm. Lovely. Hai să vedem pe Regina cum arată Regina după -toc. 15 ani, că sună mai bine. Ce? Hola! Hola! Ai văzut cine te așteaptă primul cel mai fericit? Băi, băiatule! Stai să ies din lift. Camin. And find out. Te pup, băi, stau. Soaiele, venit! Oh, no, ziua. Hai, vină încoace să-l să salut pe Lucian. Stai așa, stai așa, că n-am venit cu Mona, în fund la copil. <laughs> Hai, vino să dai noroc cu Lucian! Cum dai noroc? Ce hai, faci, băi, băiatul? salut, de noroc! Ai noroc! Așa, Te bravo! Ești Carol, nu? Îmi pare bine! Atât a fost! Asta tot. a fost tot? Asta a fost tot? Că stai că mai... ia, ține un Până... pic asta. Hai să spui, hai că începem așa. Hai să începem de... Vrei de la lift? Să vezi cum așa? Cum Cum vrei, vrei să începem? Tu deja filmezi? Da. Păi... Uh... Zona de luat masa. Așa zona de luat masa, terasa, care deocamdată e nepregătită pentru sezonul cald. Abia acum am început să... E frumos. Da, păi nu, am început să o decorez și... Și frumoasă. Da, așa. Acolo mm -hmm. e, avem e lui Ali. Grătarele lui Alin. E de grătare. Se vede Foarte pe noi. Tare. Așa. Nu se vede, dragă, stai neștită. <laughs> Livingul. Birou. Deci de aici îți faci tu treaba? Cam așa, mai mult de pe telefon, dar mai folosesc și pe ăla. Dar și să Adică, acum ce faci pe YouTube? Ai zis mai faci mai ești activă? Nu, sau? mai, nu prea. Nu prea. Nu. De ce mai faci? Instagram mai mult. Instagram, Facebook. Și îmi okay. place să pictez, să mă joc. Oh. Zona mea de joacă acolo. Așa. Păi stai, arată asta cu pictura asta. Păi n-am ce să-ți arăt. Uite, de exemplu, tabloul ăsta e făcut de mine. Asta am place cel mai mult să fac. Acum mi-am luat niște ustensile noi ca să fac mandala. Așa. o să. Bine că n-am chiloți timp. s păcat pentru cine e pasionat de chiloți. Aici lucrez acum la un tablou, dar n-am mai lucrat de mult la el. Se este în lucru. Îl fac pentru casa de la Constanța. Aici fac o masă fac cu rășină, okay. știi, și cu flori naturale. Și aici sunt așa cea mai pictat eu de-a lungul timpului. Asta îmi place mie cel mai mult. e frumos, fata. Asta îmi place, tu mai ești un fel de aurora boreală, ceva. Dar bine, zic mai e de joacă, așa e de... Nu sunt eu... N-am eu cursuri sau chestii. În primul rând, mi se pare foarte tare că ai răbdare să faci așa ceva, da. pentru că Uite eu am... Uite, l-am făcut când mă gândeam la Maldive. Nu ești știi cine știe ce, am pornit de la ceva și a ieșit altceva. Dar cel mai mult îmi place cum au ieșit palmieri aici, știi? Adică a fost prima oară când am făcut palmieta. dar el nu e wow așa. De joacă, de... chestii. Chiar dacă a fugit de acasă, l-am prins. Da, avea treabă. Așa, turul casă. Aici e în bucătăria. Nu pică... Exact așa cum e, deci m am pregătit special, n-am făcut curat special pentru că ai venit în vizită, să știi. E așa, mi se pare că e curat. E, e mai sunt niște vase cu chivete bine că nu le-ai văzut, hai face. Nu le-am Nu te lasă. Le florez, stai liniștit. Da? <laughs> camera lui Carol. Stai așa să iasă carmenișca. Carmen. Camera lui <laughs> Carol, care este la fel. Bună! Zi, bună! Hello! Nice. Ce faci tu acolo, mama? Ești fan Mickey? Da, este fan Mickey și fan Lego. A -a îți ce îți place cel mai mult? Mickey Daisy, Mini, Donald sau Pit? Sau Goofy? Cine îți place? Acum nu vorbește că sunt de față. Da, 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 da. da. Hai te zi mama. Că zice, zice. Zi, cine îți place cel mai mult? Scoate degetul din nas și zi, cine îți place? Pit. Pit. Așa. Aici, o toaletă, da. nu mă interesează. Zona, tot o zonă de joacă de lui Carol și, după cum bine vezi, e zona lui de... Da, mi-aduc aminte de perioada asta la film. Da. <laughs> și l-am lăsat și am zis că până pe la face vreo 5-6 ani nu fac păi n-are sens. A început să, și inclusiv tapetul să-l picteze, a început chiar să-l scoată de pe pereți, încet, încet. Mm. Și <laughs> acesta a fost la un moment dat dormitorul matrimonial <laughs> a rămas doar dormitorul lui Alin între timp cam this is the house. Cool. Nice. Da, ești primul care uh, că, pe care îl primesc și faptul că se e gen. At așa asta trebuie să nu mă primești. Nu. În sensul că îl arăt că eu de obicei n-am arătat casa pe TV sau pe Nu, -am înțeles. Păi mai, nu e mai, că... au mai vrut e... să mai vină să vadă casa, câți pantofi am, chestii de genul ăsta, dar mie nu-mi place. Eu nu sunt pasionat de pantofi, dar uh, îți mulțumesc frumos că n-ai făcut uh, 9! No. Turul casei, da. Doamnelor și domnilor, Diana Dumitrescu. Bună! Bună ziua! <laughs> ziua. Așa, așa. bună ziua! Mi se pare ciudat! Ca la școală, da. nu că nu te ascult, stai. De, de fapt o să-ți spun o grămadă de întrebări, tu știi foarte bine că. E adică, motivul pentru care sunt aici, e să pun întrebări, tu să răspunzi și, na, da. Lumea să se bucure și să afle cât mai multe chestii interesante despre tine. Ca astăzi vorbim despre tine. Despre mine. Da. Da. Bine. Ce mai faci? Păi uite, am trimis copilul la joc. <laughs> am trimis copilul la joc, mă joc Lego mult. Da. Asta fac în ultima perioadă. Foarte mult Lego. Uh, mai pictez când doarme Carol. Și cam atât fac. Deci starea ta de spirit în momentul ăsta, cam care ar fi Ah Sunt foarte bine. Da? Chiar aseară am, am am participat la un eveniment și uh, am prezentat, m-am urcat pe scenă, am prezentat, uh, am defilat. Dacă tu, tu ești și modelă. Aia sunt. Am fost. Știi cum era și melodia Fata mea este modelă, da, să da. ia lumea după el. Da, nu, nu, nu. Am fost. Nu, nu mai ești? Nu mai sunt. Da? Doamne, iartă-mă, Lucian, n-am șopat pre 40 aproape, adică nu. Am fost invitată la acest eveniment. Ce dragă, ai probleme? Dar mi-am dat seama că nu mai îmi place prea multă lume. Se stau în prea multă lume. Cred că ne-a sălbăticit rău de tot pe pandemia pitură, asta. pe Lego și așa mai departe, da. nu prea ai cum să Nu mai și sunt foarte liniștită în casa mea cu Netflix-ul meu, cu serialele mele, cu cărțile mele. Ce cu... Acum mă uit la Bosch. Bosch. Bosch e un serial pe Prime. No, M-am uitat la cum. Blacklist. Sunt la zi cu Blacklist-ul pe, 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 Netflix. Ok. Astea de crimă, mister, astea îmi plac cel mai mult. Crime investigation. Chestii așa, astea? Okay. așa, Apoi cam asta este și Boș. Și uh, uh, am observat seara, că spuneam că am fost la eveniment. Nu mai simt așa în apele mele. Adică nu mai sunt, știi, eu sunt un om vesel, vorbăresc. mamă, zicea, am stat ascuns, într-un colț așa și nu, 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 mă, nu eram în largul meu deloc. Hai să-ți dau o veste proastă, s-ar putea să nu fie de bine. De ce? <laughs> Pentru că în momentul în care, adică eu știu pe propria piele. Știi că în momentul în care aveam tendința asta să fug, asta se întâmpla chiar după telenovel, după... Nu vreau să mă mai duc la mall, nu vreau să mai ies în public, nu vreau să mai fac absolut nimic. Probabil că și celebritatea asta te dezavantajează din punct de vedere psihic. A, la un dat. Am trecut peste pasul ăsta. Am trecut și eu pe acolo. Da? da, am trecut, mai ales după divorț, atunci a fost nasol. Mai ales că atunci eram și în centru atenției prin tot ce se întâmpla în viața mea și așa și am trecut și eu pe acolo. N-am vrut să ies să nu mă mai vadă nimeni, să nu mai știe nimeni, să nu mai cunoască nimeni, să nu... Mi-am doream să fiu o muscă. <laughs> nu, altceva... Da. La altceva mă refer eu în sensul că m-am um, acomodat atât de bine în, în, în viața mea nouă de familie mai ales de când a apărut Carol și îmi place atât de mult uh, să fiu retrasă și să mă concentrez pe mine și ceea ce înseamnă eu și familia mea încât uh, mi se pare nu vreau să par ipocrită că o să mai merg și o să mă mai duc dar mi se par niște lucruri uh, de cele mai multe ori unele evenimente puțin superficiale, așa știi? Nu o spun și îmi plac unele, adică un, mai ales dacă mă duc cu mai mulți prieteni și ne simțim bine, practic, dar știi cum e, că tot între ei okay, bine. Ce știi, să spui. Știi ce zic? Da. Adică nu mai îmi place să că îmi fac mai frumos de dragul da. de amoroarte, așa, știi? Ok, dar înainte trebuia să socializezi și până la urmă cam asta este scopul unei un eveniment genul Tot timpul m-am întrebat care e scopul, niciodată nu l-am găsit, pentru să lumea să-ți mai trag, să mai fac o poză, să, mai, te mai vezi cu unul, să te mai vezi cu altul, să fii acolo în centru atenției, știi că... Eu n-am fost niciodată genul că am suportat. eu consider că a, cam apus vremea acestor evenimente în condițiile în care noi toți oamenii cunoscuți, publici, vedete, actori, whatever ce-om fi noi, avem Instagram. Și practic instagram ce cere, viața ta pe tavă. Acum sunt unii care chiar o dau cu totul pe tavă și sunt unii care sunt mai discreți, mai... Da, da, acolo dar vezi pe tot, Instagram dar tot dai vezi. ce vrei tu. Da. Numai că la un eveniment de genul ăsta îți mai cade o mucă în ceaiul mai ce. <laughs> cu mai... atât mai mult sunt mai periculoase evenimentele acum, știi? Da, corect. Că nu te mai vânează așa, așa, așa că totdeauna. sunt tu drăguț și frumos. Vânează greșeli, vânează uh, defecte și Am mai departe. Am văzut un articol că, că te-ai fi îmbătat la un moment dat și te-ai urcat la volan Corect? Mă, nu. Dacă am băut două pahare, probabil că m-am urcat la volan, că nu contez că am făcut asta. Deci n-am dar... venit acum, te cert acum, știi? Gen îmbătată. să deci nu mai faci așa ceva. Gen îmbătată nu m-am suit la volan, nu. Era un pic pilită. Sau nu? Nu. Nu. bine. Nu. 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 Mai, mai ales și eu și Alina am devenit super mega responsabil de când l-avem pe care. Da, se vede, uite. Da, dar suntem acasă. Uite ce frumos e. Și uite, sunt doar așa de, de, Nu vezi că, uite, sunt sigilate în parte. Adevărul e că sunt cam sigilate, da. Asta spun. Singurul care e mai desigilat, deci ginul pe care îl mai consum eu acasă, iar alea două din spate, de le vezi, așa. nașa mea Alina le consumă de câte ori vine în vizită. Nu eu. Adică astea sunt mai mult de decor, așa. Da, de decor și pentru musafiri. Dar uite, chiar, uite, majoritatea sunt sigilate. Ah. Știi cu cine semeni în, în tablou ăla? Mm. Nu știi? Nu. Așa și cu uh, cu coafiura aia și cu buzele și chiar și privirea, dacă nu mă înșel. Cu cine? O să-ți fac un compliment acum, că o să sună bine chestia mm. asta. De Brigitte Nilsen, ai auzit? Da. Nu? Da. A, da. place? Uh, ba da. Aso asocierea. Noi, asemenea... Alin îi place, pentru da? că tabloul acesta l-am primit cadou de 8 martie anul trecut de la el și a ales poza asta, tocmai pentru că îi se părea lui cu tunsoarea asta și cu freza că el mă punea mereu să fac freza asta. când am fost tunsă scurt, că se cu Brigitte, e. da. Aia a fost în cazul care nu știți cine e, pentru că e na, cam purie, tantia aia. Uh, a fost gagica și nevasta lui Sylvester Stallone și a jucat în uh, Beverly Hills Cop 2 ceva de genul da. ăsta a, ăla a fost de fapt singurul film care îmi vine în momentul ăsta în cap. Mai a, fost, a mai fost și uh, mai jucat, mai jucat Conan uh, a jucat în Conan cred cu Arnold Schwarzenegger dar sunt filme vechi. Adică pentru da. ăștia pentru voi puștii care vă uitați acum da. Dar de unde știi că se uită doar puști? Poate se uită... nu Pentru puștii care se uită acum, pentru că sunt și oameni... Ai și puști care se uită? Am și copii, da. Și puști și ce N-ai înțeles, am să fac o glumă proastă, dar... Să zic că noi, mai ce nesuferită, e asta, se ia de Luciana al nostru. A, ok. Ai prins-o, dar mai greu. Târziu, târziu, târziu și eu sunt la brunetul dintre noi doi. Da. Nu sunt eu blonda care nu face glume bune niciodată. Bă, nu, că asta a fost chiar bună. Păi bune că a fost bună. Dar trebuie să-ți pice fisa și mie nu mi-a picat. Mamă-mă, data viitoare. Da. Uh, da, deci zici că te ocup cu pictura acum. Uh, nu ultimul proiect pe care l-ai făcut a fost în 2014, nu? Proiect la ce te referi? Film sau ceva de genul ăsta? Film, serial? Uh, nu. Am făcut în 2014 uh, Royal Wedding. A Royal Christmas, așa se numește filmul cu cei de la Hallmark după care am mai făcut un, un scurt metraj care a fost pe la ceva festivalul, dar nu știu să spun exact, că nu... mi am notat eu undeva. Și uh, mai am niște proiecte acum, dar nu pot să-ți povestesc despre ele și cu da? contractele alea. Păi asta, ok, asta voiam să te întreb. Sunt în curs de... This is very cool. Da, este very cool. Adică mi a plăcea să pot să spun povestesc. Un că... regal. Da. Ai jucat-o pe Olivia. Da, da. Așa. După aia ai jucat în Justin and the Knights of uh, Valour. Ha? Nu? Așa scrie aici. Unde? Uite. Lara. Si? Hot shots. În film da, la nașul, da, nu sunt da, de astea. Da, 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 asta cu Justin and the Night, of Valor, N Lara, uh, nu, 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 cred că e el sau... Da, bine, să dea <fie> bine la aici. Să fi jucat eu în așa ceva, dar nu, nu mi amintesc. De asta ziceam, că ultima a fost în 2014 și voiam să te întreb pentru ăștia cărora le este doar de tine, când te mai văd și unde te mai văd, dar dacă nu poți să spui. Din păcate, nu pot să spun. O să, o, deci, o să apară destul de repede, adică o să înceapă promovarea destul de repede la o, proiectul la care lucrez acum, doar că nu am cum să-ți spun acum nimic. Mm -hmm. Când vrei, tu bănuiesc că îl dai repede mm -hmm. ori, nu? Într-o săptămână, maxim două. Da, nu am cum să-ți spun, că nu știu nici eu exact că okay. o dată exactă și îmi pare foarte rău că Ei, era, era este, și este un proiect foarte. Nu vrea să mi spun, nu vrea să -mi Foarte spune, mișto, zi, dar -am să o să, te țin la curent ce să Te mai de chem o dată. 15 ani de zile și nu vrei să mi spui, dar nu e problemă. Te chem după ce apare și facem încă un podcast, îl faci cu personajul meu. Okay. că am un personaj foarte mișto. Și atunci vin pe Tot... Ce faci? Asta Ai zic. Ești un film? Da, hmm? total diferit de mine și facem un podcast așa dacă vrei. Mai scurt așa de vreo 15 minute. Trebuie să faci și mai scurt și mai lung, nu contează. Ia... Important este că, asta voiam să-ți spun, oamenii ăștia care se, se uită la canalul meu de YouTube, uh, m-au rugat. Au zis, vrem să o vedem pe Diana. ah, Spii? ce drăguț, mulțumesc. Adică nu e Vă ca mulțumesc. și cum, eu n-aș fi venit dacă mă întrebai pe mine. Hai mă, că cafea bună, te-ai zis Da, mă, excelent. Te am excelent. Te-am și scumieră. Te -am, încercat să, a, da, Vezi? corect. Te am așteptat cu de toate. Am încercat să fiu simpatic, acum așa <laughs> și nu mi-a ieșit. <laughs> Dar, uh, da, Vreau să să te da, întreb. Dacă o să fii cu minte, îți dau și gin până la urmă. Da? Da. Okay. De asta este să facă 12. E deja 12, dar lasă. Mai, lasă mai, nu, mai lasă. mai mai, mai lasă. hai să ne mai încet să la felele. Exact. Și... Da. Eu am un set de întrebări pe care îl pun cam tuturor invitaților pe care i-am. Una dintre întrebările mele preferate este: când ai fost cea mai fericită? O, când am născut. Asta îmi spun toate doamnele. Hai să-ți explic și îți spun și de ce eu o să-ți spun așa. Experiența mea poate e puțin mai diferită decât a majorității. Eu mi-am dorit foarte tare să rămân însărcinată și am. am avut foarte multe probleme. Lumea, cei care mă urmăresc pe mine știu că am trecut prin multe și multe încercări și drame, pentru că eu o dramă. Eu la un moment dat mi-am pus întrebarea, dacă eu nu voi putea rămâne însărcinată niciodată, și nu voi putea face un copil, care e rostul meu în viață? Pentru că, ca și femeie, împlinirea supremă este să devii mamă. Și am zis, ok, bun, carieră, iubiți, soți. dar împlinirea mea de dorința de a, ține, de a ține copilul în brațe, bucuria, plăcerea, toate sentimentele care se trec prin tine odată când îți ții copilul în brațe, eu dacă nu o trăiesc pe aia, care e rostul meu în viață? Adică am era drama mea cea mai mare Când sora mea a născut-o pe nepoata mea În 2012 M-am dus și am văzut-o Dar n-am putut să fiu foarte aproape de ea În perioada respectivă Tocmai pentru că aveam această frustrare Pe care nu vroiam să o transmit ei Care își trăia Acele momente foarte foarte frumoase De fericire cu copilul în brate. Și eram Poate greșit Dar un pic geloasă Dar cum să spun geloasă în sensul că nu că eram invidioasă că ea a putut și eu, nu, ci geloasă pentru că aș vrut și eu să trăiesc, să trăiesc ce trăia ea. Și cred că orice femeie, mai ales care ajunge la o maturitate a vârstei, care nu a făcut un copil la 20, 25, până în 30 de ani, cred că la un moment dat își pune această întrebare, mai ales femeile care își doresc copii pentru că cunosc și femei care nu vor copii. Și își pune această întrebare, ok... Nu pot să fac copii. Care e rostul meu în viață? Pentru că după ce l-am născut pe Carol, pentru mine s-au aliniat toate planetele emoțional, știi? Și atunci, da, aia a fost cel mai, cel mai fericit moment al meu, când l-am auzit țipând prima oară. Și acum și că Mi e... l-a adus aici și am zis, Doamne, ce copil urât am făcut! Dar am acum... al meu, așa urât cum o fi, al meu! <laughs> În general, acum, sunt foarte mulți aia care, așa de, 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 de cum e, de complezent spun că, vai, ce copil drăguț, vai, ce nu știu ce, ce seamănă cu tine, ce nu știu ce, dar numai că mie personal mi se pare că bebelușii, în general, sunt cam urățe. Mai ales adică când sunt nou născut, sunt unii care sunt cum a fost Carol și l-au înfășurat aia și după ce că el oricum era un pic ridat așa și cu un înfășurat, așa era. Zic, doamne, și a venit Alin și a l-ai văzut? Ai văzut ce urât e? Și a zis, mă, tu e sănătoasă, avem un copil frumos. Doamne, urât și e negru și cu mult păr. <laughs> și eram așa, zic, și a, La vreo două zile, a, a, doua zi a venit și mama, că pe mama a anunțat târziu că pe mine m-au luat durerile facerii noaptea și zice, mă, n-am sunat pe nimeni, nici soacră, nici mamă, nici soră, nici pe nimeni, m-am dus la spital și aia a fost. Și a venit mama și a zis, mama, nu e așa că e urât? Și cum să spui mama? Mama, e urât, nu? <laughs> Eram super mega panicată că e urât. Da. Copilul, acum nu-l mai văd urât. Da, dar acum l-ați văzut și voi. Cred e, că... e un copil frumușel. Are ochii mari. E, e, eu zic că e un copil frumușel. Cel puțin frumușel. Din punctul meu de vedere... Mulțumesc! Adică... Aveți un copil foarte frumos, reușit. Tu uh, pe de ochi, nu știu dacă uh, așa funcționează chestia asta. Da, cu des de ochi sau cum. Da, da, am... ochi, da, ochi, da, nu, că se, chiar, el chiar se de chiar o chestie cu energiile. Da? Da. Și hum, pe care mi-a dezvoltat-o și mie în sarcină. Da, de, de, chestia asta. Um, cât am fost însărcinată, mi-am mi -am dorit să nu lucrez deloc și n-am lucrat, n-am luat niciun proiect, deși am, am avut foarte multe oferte pe perioada sarcinii, mai ales proiecte pe zona asta de mams și de ce o să fie cu copilul și produse, și am refuzat absolut orice pentru că n-am vrut să mă stresez niciun fel, am vrut să stau liniștit și asta am făcut. Dar am observat o chestie, că am avut și treaba asta cu foarte mulți. Nu m-am văzut nici cu prietenii copilului. Știi? Adică era o chestie așa pe care o simțeam și nu vroiam să fiu în preajma unor oameni. Știi, nu știu cum să explic. După ce s-a născut Carol, am zis, e, eram eu gravidă și hormonală și nebună. Dar el are chestia asta, are oameni, ai văzut că a fost foarte calm cu tine. Și e ok, și așa, te-a te simț, te simțit energia bună. Dar am oameni care ne sunt prieteni Aici și vin greșe, în casă. Mă rog. Nu, și vin în casă nu greșesc. Nu greșește el. Și lasă că îmi plânge, dar le zice bye-bye, adică te rog eu frumos pleacă. Okay. Ai, știi, cam așa sunt reacțiile lui, ori așa, ori așa. Că n-a stat el foarte mult este pentru că e timid și e încă mic, dar a reacționat foarte bine. Uh, mulțumesc. Aveam emoții, să știți. De -a? De -a, puteam să-mi și vreo jucărie în cap, vreo tot nu, de Nu nu are nu, nu? Are, nu are, nu are din astea, nu. Nu? Nu, nu. E, lasă, care timp, că se face, se face măricel. Nu, nu o să-l las, nu o să-l las. Păi și atunci dacă mi-ai spus de momentul de fericire supremă, cum trebuie să-mi spui și de celălalt? De cea mai neplăcută amintire ta? Păi, cred că asta o avem în comun amândoi. Când a murit tata? În general, cred că cele mai nasoale amintiri sunt când am pierdut pe cineva drag, când am murit bunica mea, când am murit tata. Alea când sunt cele mai, au, cele mai grele momente. În ce an s-a prăpădit aia? Dumnezeu să În 2016 sau 17, nu mai știu exact. 17. Aia a fost ceva. și perioada despre care scriau ăștia din presă că a intrat în depresie? Nu, ei scriu de perioada de după divorț. Ok. Ce s-a întâmplat atunci? N-am -am intrat în depresie, am vorbit, am fost acolo, dar a fost o perioadă foarte grea. E o perioadă grea când, după un divorț, când ți se noroiesc toate visele și castelul tău pe care îl vedeai din cărămidă solidă ți se dovedește a fi din nisip și se spulberă. E... Eu m-am dezechilibrat foarte tare pentru că în 2013, când eu am divorțat, s-au întâmplat toate lucrurile alea din prodeci. Eu am divorțat. Uh, uh, s-au oprit telenovelele, s-au oprit joburile, s-au oprit și cumva am fost extrem de dezechilibrată. Adică m-am trezit fără casă, fără. nu știu, eram așa într-o ceață, într-o ceață atât de densă, că nu vedeam, nu vedeam mai departe ce pot să fac, ce, ce se întâmple cu mine. Știi? Nu știam, o să mai lucrez, nu o să mai lucrez, e meritul meu, nu e meritul meu, am făcut cu puterile mele sau doar că am fost susținută de Ruxandra și de Ducu. Adică erau multe întrebări pe care mi le puneam și eram, adică am fost dezechilibrată total, știi, nu eram, îmi pierdusem toată încrederea în mine. Dar au apărut proiecte pe teatru, au apărut proiecte pe film, pe astea și atunci cumva mi-am dovedit mie că tot ce am făcut și ce am construit din punct de vedere carieră sunt prin puterea mea și prin talentul meu iar pe partea de, de, partea personală și partea privată, băi, când se duce tracul totul și ce ți-ai dorit cel mai mult, familie, copii, viață și așa, pentru că, da, îmi place partea asta de carieră, dar eu întotdeauna m-am văzut o femeie cu soț, cu copil, cu, știi? E, nu e ușor. Știi, și au fost toate combinate, a fost așa un amalgam de nebunie și așa, care mi-a luat ceva timp să-mi revin. Da, bine că ți-ai revenit, asta e foarte important. Uh -huh. Că dacă da, unii cad și nu reușesc să se mai ridice, bănuiesc că ai auzit și tu de oameni de ăștia sau ai văzut? Da, dar, dar e, cred că stă în noi până la urmă. Tot timpul eu, tot timpul gândesc așa. Eu nu sunt un om bătrân. Că știi, când ești bătrân, zici Bă, gata Mi-am trăit viața, am bifat și paia și paia și pe aia, nu mai are niciun rost să mă zbat. Eu sunt un suflet tânăr, <laughs> așa mă văd, mereu tânăr. Și mereu îmi place să încerc, să învăț, să descoper, să mi, mi plac foarte mult lucrurile noi. Și atunci, fiind așa, de când mă știu, mi-a fost ușor să descoper lucruri noi. Cum am descoperit din nou teatru după toată treaba asta. Eu teatru am jucat foarte puțin, că am intrat din facultate să joc în telenovele și nu am jucat foarte mult pe teatru. Și am descoperit teatru, pe care am descoperit și filmul și uite așa mai departe, sau au legat lucrurile, știi? Și în momentul de față joci undeva? Acum, da, joc la Excelsior, o noapte furtunoasă, o jucăm de patru ani. Sunt pe dublu rol cu Cătălina Grama, cu Jojo, și în ultima perioadă că am jucat ea, că eu am tot fost plecat. De câte ori s-au pus spectacole, și dar joc. Joc, asta A, este spectacol. Ai fost plecată cu treaba, sau ai fost plecată ca așa ai vrut tu să te duci te plimbi? Ai fost să mă plimbi treabă. Nu mai de treabă. Ok. Deci, e, asta de, n-ar trebui să vadă cei de la teatru sau. Nu, e, dar nu e că te întreabă programul de dinainte. Da. Da, nu. E, treaba mea e să mă plim să călătoresc. <gătă -i> de asta vreau să te mai întreb. Care sunt perspectivele tale în momentul ăsta? Adică, dacă acum ești bine, asta înseamnă că vezi luminița de la capătul tunelului, nu? Da. Și uh, care este obiectivul tău de bază în momentul ăsta? Uh, Să-l crezi cum trebuie pe Carol. Uh, știu că poate sună mamă, dar mai lasă-ne frate. Nu. Uh, eu am o prioritate. Că eu mi-a luat ceva timp să-mi să prioritizez lucrurile astea. Uh, după ce l-am născut pe Carol, la șase luni am prezentat emisiunea Mireasa. Atât spun, nu comentăm și nu vreau să discut acest subiect deloc. După ce am terminat proiectul, uh, mi-am dat seama că am pierdut în patru luni de zile cât a durat proiectul, una din cele mai importante momente ale lui Carol. Pentru că la șase luni până la 10 luni e momentul de explozie, de învățare, de descoperire al copilului, care oricum a fost condiționat de pandemie și era totul se întâmpla în casă. După ce s-a ridicat lockdown și am ieșit prima oară pe stradă cu Carol în brațe și a văzut trolebuzul pe care îl vedea de aici de sus, a trecut pe lângă el, a început să urle, s-a speriat atât de tare din cauza zgomotului pe care el nu l-l conștientiza atât de puternic. Și am zis... Oh, să de baie, pandemie să baie, să baie, și baie. de lockdown și de tot. Uh, și să știi că la el se vede, din punctul meu de vedere, nu știu cum sunt ceilalți copii, la el se vede, este mult mai antisocial și mai... Uh, um, mai sălbatic lui. El vrea în casă, foarte mult în casă, să nu-l scoți din casă. Ai văzut cât i-a luat să plece cu Bona în parc? Pentru că dacă el așa aici s-a dezvoltat și a crescut și a descoperit primele lucruri din viața lui, le acceptă foarte greu pe cele de afară, dar totuși e și afară face tot ce face în casă. Tot cu Lego se joacă în nisip, tot cu camioanele se joacă în nisip, deci își aduce ceva din casă, știi? Și atunci, normal că principalul meu scop este să-l educ pe el și să-l cresc. Este așa că am sărit dintr-una într alta, cu prioritizarea începusem. Și dându-mi seama că am pierdut foarte multe lucruri din, 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 viața lui în dorința de a mai face ceva în carieră, că prioritățile mele sunt greșite. Știi? Și am zis nu. Ce e cel mai important pentru tine? Și am, am Dulapul meu cu multe sertare le-am reorganizat și am pus primul e Carol, eu cu Alin, eu singură, prieteni, familie și așa mai departe. Deci cam asta este ordinea, știi? Și mai întâi e copilul, relația mea cu Alin, care e foarte importantă, după care cariera. Cam așa sunt. Și de aia nu sunt, nu mă dau, un... dacă îmi vin proiecte care îmi plac și pe care vreau să le fac, și sunt și plătite cum trebuie ca să nu fim ipocriți, da, le fac. Dacă nu și nu-mi place, nu-mi place proiectul, nu-mi place produsul, nu-mi place area, nu fac. Și cum te-ai tu, sau cum o arzi tu cu copilul asta, vreau să te întreb, asta era următoarea întrebare, adică sunt foarte multe mămici care nu știu de unde să o apuce, adică ok, îi dau de mâncare, îl scot afară, cam, cam ce faci tu concret pentru copil? Păi, uh, 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 concret, în primul și în primul rând, copilul are nevoie de prezența ta în viața lui și de iubire. În orice. de iubirea necondiționată. Asta două uh, merg mână-mână sau ar trebui să da. meargă mână-mână pentru că. Ideea să e fi... că cât ai mai multe proiecte în care ești prins și cu mai multe plecări, mai mult lipsii de acasă, cu atât îi este mai greu lui. Uh, chiar dacă, uite, și noi mai plecăm cu un weekend, dar este cumva. Prioritatea a doua, relația mea cu Alin și trebuie să am grijă și de aia. Dar când mă întorc, am de muncă cu el, pentru că el ne, a, a crescut și ne simte lipsa și uh, se răzbună pe noi. Adică, dar nu face conștient. Se răzbună în sensul că, uh, în sufletul lui, lipsa noastră uh, îi, uh, îi provoacă sentimente pe care nu știe cum să le exprime și cum le exprimă. Nu doarme noaptea, nu mai vrea să mănânce, e felul lui de a se revolta pentru că nu i-am lipsit. Și atunci, numai dacă sunt în casă, pur și simplu în casă, nu trebuie să mă joc cu el și el e pe jur nostru pe la canapea, este suficient pentru că noi suntem prezenți. Suficient așa, puțin în ghilimele, dar până să vii tu, eu am făcut Lego cu el în cameră. Noi facem Lego. Noi pictăm, ne jucăm, dezvoltăm, învățăm să numărăm, învățăm cuvinte noi. Adică timpul ăsta a petrecut așa. Asta vreau să știu. Pur și simplu că ne punem și el să uite la desene și începem și povestim pe marginea desenelor. Megi care-i cioara? Câte ciori am văzut în parc? Hai, repede că, uite, au trecut ciorile pe aici, hai să le numărăm. Băi, e actuală, nu te supăra, avem la ciori pe aici de nu se poate, așa că mi-e foarte simplu să-i spun Megi o cioară și hai să numărăm ciorile în parc, știi? Și el să zică 1, 2, 3. Adică, na. Și tot felul de chestii din astea, tot felul de joculețe, tot felul de... Na, pe care putem să le facem împreună. Și crezi că treaba asta a venit uh, cu copilul, a venit întâmplător la momentul X, mă rog, când s-a întâmplat? Eu cred că, cred că atunci am fost eu de fapt și de drept pregătită în totalitate pentru el. Pentru că eu m-am chinuit 10 ani de zile să rămân însărcinată. Și de ce n-ai rămas până atunci? B medical am niște probleme am o rezervă ovariană de a unei femei bătrâne okay. înțelegi și mai multe dar nu sunt foarte importante detaliile astea dar am și probleme medicale și am încercat și stimulare și seminare și în fine nu s-a prins nimic și când vreau să fac și o fertilizare in vitro am rămas pe cale naturală și Alin mereu spunea că eu îi ziceam eu nu o să pot să fac copii, eu nu pot să fac copii, ca exact ce spuneam, care e rostul meu în viață, de ce sunt eu în lumea asta, zic, la un moment dat îi spuneam, tu îți dorești foarte mult copii, noi ar trebuie să mai fim împreună pentru că trebuie să-ți găsești pe cineva cu care să poți să faci un copil al tău. Adică, în sensul ăsta, și îmi spunea, ești nebună, o să rămâi, da, ai încredere în Dumnezeu, ai să vezi că o să se întâmple lucrurile. Ești, ești bisericoasă? Da. Adică te duci duminica la biserică? Nu, nu. Sunt, cred, mai merge și la biserică, dar nu mă duc duminică de duminică. Uh, mergem și la biserică, îl împărtășesc pe Carol, uh, cred în Dumnezeu Și uh, la trei luni după ce ne-am căsătorit, Michael mi-a zis când noi ne-am căsătorit că eu nu, nu eram convinsă că vreau să mă mai mărit a doua oară Deși acceptasem propunerea lui, dar în ideea că știi cum sunt bărbații, zic că vrei să fii soția mea, dar bine am bifat-o, ești a mea gen, cumva, dar nu în totalitate, mai stai un pic, hai mai vedem un an, hai poate la anul facem nuntă, hai stai, stai că e pandemie, stai că prețurile mai scad la anul, și cumva o chestie de genul ăsta și speram că lucrurile vor sta așa, dar el în 2018, când m-am întors, am fost și am a, făcut ce faci, sau taci în 2018, măi, Lucian, uite, vezi că uitam de film, am mai făcut un film în 2017, tot cu Iura. Ok, da, corect. Um, și m-am întors de la filmări de la fața sau ta, și trebuia să plecăm în vacanță. Și am zis, gata, facem nuntă. Și am zis, nu facem nuntă, plecăm în vacanță. Nu, nu facem nuntă. Nu, eu vreau în vacanță, că vin după o lună de muncă. Nu, facem nuntă și plecăm în vacanță după aceea. În fine. Și după trei luni, după ce m-am căsătorit, am rămas însărcinată. Trei luni, fix. Și a zis, vezi? Și și acum îmi spune. Cum îmi spuneai tu mie? Eu nu înțeleg niciodată gravide. Și uite ce mi-ai făcut. <laughs> El este achi. Achii. De cafea? Da. De ce stai cu fundul la mine? L-am operat, era cu la piciorușe și... De ce? Ce-a făcut? Uh, au zburat trotuletele în stânga, în dreapta și a trebuit să-i opereze și niște plăcuțe de nu știu a ce. Fost ski, tan, tu? Mă -te vor. da, cred. Ai fost la Da, Ai fost la E, defect. Câine... Da. E, da, acum e bine, mică, nu? Da, acum e mică și care mai au defecte. Da. Ba, bă, bă, gata. Momentul tot de glorie s-a terminat. <laughs> Dar nu voiam să epuizăm chestia cu, cu copilul. Uh -huh. Pentru că Dumnezeu nu ți l-a dat întâmplător pe Carol? Nu. Sigur nu. Adică, cred că mi l-a dat în momentul în care m-a văzut emoțional pregătită, pregătită pentru, pentru așa ceva. Pentru toată adică, asta. cred că eu mă consider o femeie matură, dar am avut. Cum să zic, maturitatea asta la mine Cred că a venit forțat imediat după divorț Altfel eram așa un fluturaș Care îi plăcea viața Mă bucuram, mi se părea totul rost Totul frumos, totul mai bun Totul mai drăgălaș Până când m-am lovit de Cu adevărat de greu, știi? Și uh, Mi-au luat ceva ani până să mă vindec De Toate traumele, de Durere, de așa le-am cunoscut pe Alin și începutul meu cu Alin a fost neapărat unul roz, adică noi am, am fost... Nu știu cum să zic. Alin e um, un om foarte bun, doar că și pe el l-am prins într-o perioadă de asta de... ce-mi place viața, ce mă bucur de ea, știi? Iar eu deja eram, cum să zic, după toată trauma cu divorțul, după mai încercasem niște relații și așa, Aveam nevoie de stabilitate, știi, de siguranță, de siguranța sentimentelor. Nu, Eu nu vorbesc de stabilitate financiară sau altceva, vorbesc de stabilitate în sentimente, de să am încredere într-un om. Te că poți baza pe cineva? Pot să încep și să construiești ceva cu omul ăla și că e tot ok. Ori or el era cumva nesigur, era în fata de la televizor pe care o cunoștea ne prindeau paparații, nu-i plăcea, nu știa dacă vrea să apară sau nu vrea să apară, nu știa dacă vrea să se bage în viața asta sau nu. El fiind cumva un om foarte discret și a fost așa un, un început destul de nesigur, ne... până când s a dat seama că mă iubește și că sunt exact ceea ce își dorea și el așa a spus, ești ceea ce i-am cerut lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a trimis pe tine. El este, cred că, mai credincios ca mine, Alin. Nu cred, sigur. Uh, Poți să... Mă sună, mă, sună, mă, sună, mă sună, un număr. Da. Bună ziua. Bună ziua. Mare, vă da, uh, îl, vă, o să fac. A... Da, acum aș im imediat <laughs> îi transmit nă, soțului meu numărul dumneavoastră de telefon, vă sună el că eu sunt într-o filmare. Ok, mulțumesc, vă pup! Am o bicicletă dus la reparat pe care trebuia să o iau de ceva timp să rog, oamenii și de mine și îmi zic Te rogăm frumos, vii să-ți iei bicicleta? De așa să copiez numărul. Pe unde te dai cu bicicleta? Uh, am luat cărucior ca să plec cu copilul în parc să leg de că... de... Pe, și pe unde, Doamne iartă-mă, cum ajungi în parc? Nu vă calcă mașinile? Nu. No. Sau ești de aia care se comportă ca o mașină. -o exact. A, a, cred că am epuizat a, uh -huh. subiectul. Cu... Na, și asta ziceam, concluzia este că el mereu mi-a spus și după ce e așa că eu să am încredere în Dumnezeu că Dumnezeu o să-mi dea un copil atunci când este momentul. Și cred că atunci a fost momentul, de fapt nu cred, atunci a fost momentul după ce ne-am căsătorit, după ce am avut încredere de plină. Eu oricum celălalt... te văd schimbată față de... era și normal, adică ar fi fost nașpa pentru tine să rămâi la fel. După 10 ani. Deci, chiar un pic mai, mai mult. Mai mult, chiar. Regina s-a filmat în 2007-2008? Nu, 2008-2009. Eu m-am căsătorit în 2009, după Regina. Da? Prima oară. Ok. În 2007-2008 s-a filmat inimă de țigan. Deci avea dreptate, Ioana Ginghină. Sunt 12 ani. Nu mai pare așa de mult, dar părea, adică suna mai bine. Nu ne-am văzut de 15 ani. Da, plus minus cam pe acolo e, na. Da. E, trei ani sunt totuși, na. Da. E o diferență. Dar în orice caz, asta voiam să spun că ești, ești schimbată în bine. Adică mă bucur să te văd așa. Mulțumesc. M-am ținut. m-am... Viața te modifică și eu, eu consider că bă, și prin prisma lui Iura, care mereu mă învăța să lucrez cu mine, din punct de vedere actoricește, Chestia asta, introspecția, e foarte bună. Și prin prisma lui Iura, prin prisma terapeutului meu, psihologul, am învățat foarte mult să știi și mereu mă caut, mereu. Încă mai mergi la psiholog? Nu mai, am deja un an de zile de când mă mai duc. Și cât timp ai ars-o psihologul? Păi 12 ani. Din What? 2012 până anul trecut. 13. Nu, trei, nu. cât sunt? Cât ai, că nu fac la bine Nu mai contează, fac acolo, -acolo. 9-10 ani Că sunt 5, că sunt 10 până da. la urmă totuși ai fost la psiholog Vreme de 5, respectiv 10-11 ani e, Și mulți români se, se feresc de chestia asta Zic că nu mă duc la psiholog Pentru că e nașpa Pentru că o să zică lumea nu sunt că nebun. sunt nebun da. Că nu știu ce și, și Mi-a zis mama prima oară Dar ce mama, ești nebună? Zic, nu mă duc la psihiatru, mă duc la Asta psiholog. Zic, psihiatru. <laughs> și da. nici la psihiatru nu trebuie să fii nebun să ajungi la el, doar să ai probleme mai grave. De exemplu, depresia se tratează, într-adevăr, poate să o trateze și psihologul, în funcție de stadiul în care e, dar dacă ai o depresie extrem de avansată, ajungi la psihiatru care îți recomandă niște medicamente pe care psihologul nu ți le poate recomanda. Și prin terapie cu psihiatru și psiholog, poți să să-ți revii. Scap de problemele astea. Scap sau nu, sau? Oricum, e multă muncă. Absolut. Bineînțeles că tu trebuie, el până la urmă ți arată o ușă prin care tu trebuie să ieși. Bine, îți mai da și niște cărje respectiv, medicație dacă uh -huh. e cazul. Da. <coughs> și ție ce, ce ți-a zis psihologul? Care a fost ideea de bază în ăștia 10 ani sau câți au? Uh, nu știu dacă a fost neapărat ideea de bază, ci am învățat cum să-mi uh, uh, manageriez. Așa, vecinii de care spunei tu că. Ei tot aud, da, mă tot gândesc. Te urmăresc, de când, te urmăresc. De când i-am auzit, mă gândesc dacă. Da, o se, să prind sper pe... că nu se aude atât de tare, să sperăm. Da, da sai, să vedem. Da. Uh, cum să-mi sentimentele, trăirile, emoțiile de zi cu zi? În sensul că uh, de multe ori, mai ales când trecem prin perioade grele, gen, a murit bunica, a murit tată și mai departe, uh, unii dintre noi, cum sunt eu, avem tendința de a băga toate sentimentele și într-un sac și să-l închidem la guță și să-l lăsăm acolo, doar că tot băgând, tot băgând, la un moment dat se umple știi? Și când dă pe afară e nasol dacă înveți să trăiești și momentul ăla greu să-l trăiești, să-l scoți, să-l să, -l... să -l accepti, să-l să să îmbrățișezi și așa mai departe, după aia îl poți să mergi pe drumul tău liniștit, știi? Și practic, cam asta am învățat, nu e, nu e ceva foarte ușor și sunt momente când eu mai am nevoie de ea și o sun. Adică, dacă trec printr-o perioadă mai grea sau mai aglomerată sau mai stresată sau mai uh, nesigură sau am nu știu, tot felul de trăiri uh, pe care nu pot să le aranjez frumos, o sun pe ea și apelez la ea. N-am mai apelat, am fost ok, tocmai pentru că um, prioritizându mi lucrurile, în viața de ca viața de familie să fie sus, știi, primele, tot ceea ce e extern, gen proiecte și viața profesională care îmi provocau frustrări, dorințe, dezamăgiri și așa mai departe, e pe un plan secund și nu le prea bag în seamă și nu mă mai afectează, știi? Că... Fiind serioși, noi ăștia care suntem crescuți în fața camerelor de filmat, că nu te mai bagă lumea în seamă, te frustrează, suferi, e, treci printr-o perioadă nasoală. Am fost aici și acum cine sunt, nu mă mai bagă lumea în seamă. Cred că toți am trecut, toți. Eu am trecut pe acolo. Eu am Eu... trecut pe acolo și am fost foarte frustrată și ea. Dar am înțeles că etapa aia s-a dus, a fost foarte frumoasă, m-am bucurat de ea și acum sunt într-o altă etapă, unde de fapt și de drept nici nu am nevoie să fiu acolo sus, pentru că mi-e bine aici, între patru pereți, știi? Și mi-aduc mi aminte de Kelo de la paraziții care spuneau o chestie, că așa m-am simțit și eu la un moment dat, sunt prea celebru pentru cât sunt de sărac sau ceva de genul ăsta, știi? Adică da. eu am fost în, în zona aia, n-am fost niciodată un om care să știe să gestioneze foarte bine situația cu banii, motiv pentru care atunci când s-au terminat telenovelele s-au dus și banii. Au venit și problemele cu plata și, pata și, și așa tot mai acolo, departe. Da. Da. Faptul că nu m-am mai recunoscut, lumea la început în Germania pe stradă, mi se părea chiar foarte cool, adică pe zis, o, Doamne ajută, aici nu mă știe nimeni. Uh -huh. uh, dar ar fi fost și momente în care recunosc că mi-ar fi plăcut să, să fiu la fel, să fiu tratat la fel ca în România. Mai ales într-o țară ca Germania. Da, știa? unde sunt oamenii mai reci, mai... Sunt, da, am cunoscut o grămadă de oameni mișto foarte, foarte mișto, chiar mai mișto decât majoritatea ăstora din țara noastră, dar și ca peste tot sunt și idioți, dai seama. Da, normal. Și idioților parcă te deranjează un pic mai tare. Mm. Mai ales când... Dacă înveți să nu-i mai bagi în seamă, eu zic că lucrurile astea se pot educa, știi? Exact, e vorba de educație și de priori... ce... În Germania n-ai voie, știi cum este? Mi Mi-a zis o prietenă la un moment dat, iartă-mă că te întrerup, o chestie. Apropo de social media și comentarii și astea că s-ar dintr o între alta, da, e cam același lucru. Foarte bine, Din 200 de comentarii pozitive, două sunt negative, pe care le bagi în seamă? Ale Alea negative, alea te dor, alea te deranjează. Și... Eu le dau bloc. E ca și cum aș bloca, vine unul acum în ușă și bate la ușă și începe să mă înjure. Păi închid ușa în nas. Pleacă, mă, băiatule, ce ai? În casa mea tu vii și mă înjuri pe mine? Da, la fel fac și eu pe... Înțelegi? Aici, da. și cam, dacă am pe peste tot tot ce înseamnă negativism, nu am nevoie de ele. Critici constructive, mai zic unii. Eu te critic pentru că te plac. Dar poate mă critic eu suficient, n-am nevoie și de criticile tale. Sau, Poate am nevoie de criticile unui om în care am încredere, pe care îl cunosc și care consider că este în măsură să mă critique. Nu un om pe care eu nu te-am văzut, nu știu cine ești. Dar bine, sunt și alte vremuri acum. Acum 15 ani lucrurile astea nu se întâmplau. În cel mai rău caz mi-aduc aminte mai erau niște comentarii nasoale la oia de la Cancan, -Can. știi, că avea o pagină da. de internet și acolo se apuca și comenta cine vrea, dar nu petreceam foarte mult timp acolo. Acum, în schimb, toată lumea are acces la internet, toată lumea poate să comenteze și, fraților, stați știți că dacă vreți să dați cu hate fie în mine, fie în invitații mei, să știți că vă luați bloc. Da. Și nu mai apare niciodată eu, eu niciun Eu sunt foarte ce Spui, vreau să dau mesaj să pregătească mâncarea copilului. Niciun fel de problemă. O să încerc să vorbesc singur până când <laughs> Ai, trimis tu, ai terminat tu de trimis mesajul, dar nu e. Poți să tai oricum. Gata, o să și fac Stai liniștit. Așa. Care este cea mai mare extravaganță ta? Cea mai mare extravaganță? Adică cum? Nu înțeleg. La modul că dacă ai vreo fiță de-asta, știi? Uh... Pantofii. Pantofii? Mm. <laughs> Detaliază, te da? Da. Pantofi. Pantofi? Detaliază-te, rog. Sunt cu pantofi. Da? Da. Ce pantofi ai? De toate. Aia de de pe toate. care ți-ai luat de la Milano? sau De toate brandurile brand le am. Pe toate? Pe toate le am. Bine, Ea, pe toate care bin. îmi plac. Ce mai am întâmplat plac ale de la Dolce Gabbana, ai auzit? <laughs> de alea pe care scrii chiar Dolce Gabbana, nu alea Babana. Știi că sunt și alea Dolce Babana uh, Nu, dar dacă... Da. Sunt și alea Dolce Babana dar alea nu îmi plac. <laughs> Eu am ars foarte să foarte mult <coughs> cu Hadidas de... <laughs> extra, Extravaganță, da, asta pot să zic Pantofii pentru că îmi plac foarte mult Și pentru că îmi și cumpăr Câte perechi de pantofi? Multe Hai să zi așa, un număr foarte. De la 500 la 1000 Foarte multe N-am de la 500 la 1000 Da, da Pe la 100? Cap acolo Da și mai dau din ele, dacă cu zgârceni. <laughs> la pantofi nu Haine dau, haine dau tot timpul Le dau, le donez, le trimit, le împart le, pantofi mai e greuț Nu prea mă îndur Foarte Nu mă îndur eu... deloc da, Eu te înțeleg la modul că uh... Mai dau și ce mai mi de la De la Zara, de la Am și de astea știi Aha. Dar în rest ce am investiții După toare sufletul Nu pot, <laughs> dacă nu-i port Nu pot să fie acolo în raft frumos da, te înțeleg, așa spuneau că am, am prin Și de jur împrejur cu cutii cu pantofi, Pline cu pantofi. E tot în casa asta da, sau tot, mai tot, e o casă tot specială? în casa asta, dar, când... dar nu ți-am arătat exact okay. ce spuneam, că nu... O să-ți arăt doar ție, dacă, de, pentru că să-ți satisfacție curiozitatea. Okay. Deci sunt, da, sunt bolnavă cu pantofi, asta este marea mea extravagantă. Bine, că nu e altceva. Am parma. și una culinară, dar e mai scump asta cu pantofi. Pe asta ziceam. Că de la asta <laughs> mă refeream. la o fiță de genul ăsta. Da. Așa. Și dacă ar fi să te gândești la un obiect care este obiectul tău cel mai de preț. Obiectul meu cel mai de preț? Da. Adică dacă ai, nu știu, gen un ceas nu. o minel o... Verigheta și minelul de locot. Da? Pentru că au o valoare sentimentală, emoțională, nu neapărat. E bună și asta cu valoare sentimentală, dar dacă tot am intrat în zona asta de extravaganță. Dar costă. Ok. Deci e doi într-unul, cum ar veni. Da, da. Cam așa. Ți se întâmplă din când în când să mai tragi câte o minciunică? Minciunică în ce sens? Să nu adică să să mintă. Să... Dar în ce, cu ce ocazie minți cel mai frecvent? Adică. Băi, nu pot să spun. Nu? Nu, nu pot să spun. Nu, că aș dezlănțui jihadul. Păi trebuie să-mi dai și mie ceva până la urmă. Um, da, da, dacă nu e eu că... mă bag în altă zonă, nu e problema. Nu, uh, ideea e că nu, de obicei mie nu-mi place, sunt omul care, care îi place foarte mult onestitatea, știi? Asta apropo și că vorbeam și de critică și nu știu eu prefer să-mi spui, bă nu știu, whatever, ceva rău, decât să mă lingușești și să mă minți, să mi spui ceva frumos. Da, da, vă, vă place să fiți lingușite din când când. Nu, mie nu-mi place. Nu, deci nu -mi place. nu, nici nu-mi place. Chiar nu-mi chiar nu place. mie îmi place să fii straight cu mine și să-mi spui, bă, nu-mi place aia sau mi se pare aia de rahat, decât știi adică să ne ascundem dacă după deget. presupunem că, ok, că ro rochea asta ar fi nasoală. Da. Ceea ce nu este, da? Nu, și nu tu... e nici wow, dar e o roche, na. Da, dacă vrei, mă duc și-mi pun una cu spatele gol. Nu nu, 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 nu despre asta era Da, așa. Eu sunt soțul tău acum și tu mă întreb cum am să rochia asta. A, da, Alin tot timpul îmi spune. De căcat? Dom'le, ce drăguț te-ai îmbrăcat așa. Da? <laughs> și mă duc și mă schimb. A, A, mă de... enervează, i, da cu, ceva, i da cu ceva în cap, dar mă duc și mă schimb, pentru că știu care are dreptate. Adică eu știu că sunt momente în care... Da, e, sunt momente e în care bine să zici foarte, eu -am mai Eu i-am mai spus dragută, și lui Alin Că și el zic deci. așa când mă simt așa foarte frumoasă Și mă machez nu știu cum și mă îmbrac nu știu cum Și vine și mă ia și merge la masă Și mă urc în mașină și el de obicei Nu există, spune, este super galan Și zice, wow Sau are o reacție sau îmi spune că sunt frumoasă Și are momente când e prea preocupat și zic Dar nu vezi că m-am machiat și eu Că mi-am dat ruj roșu cum îți place ție Pa da iubita mea ești frumoasă Dar nu mai are, știi? Pentru că tu ai dar spus, dar... La... iartă -mă, dar nu tânjezi după asta, pentru că el mi le oferă oricum, știi? Destul de des. Suficient de des. Știu că ai avut o perioadă în care uh, pusese niște kilograme pe tine, știi? Și acum am kilograme pe mine, să știi. Da, da, nu e... Ba nu, cred. acum le am. Da? Am pus kilograme pe mine când am zis, să zic, când am fost însărcinată. Uh, am slăbit și acum le-am pus iarăși pe mine. Câte Ce să vezi? Câte kilograme mi am avut atunci? În sarcină, da. ajunsesem la șapte nu Un pic mai mult decât am eu acum mm -hmm. okay. Și uh, am ajuns din nou la 58 de kilograme După care m-au îngreșat uh, Iarăși, acum am 65 de kg. Eu sunt uh, Pentru pen așa când mă văd eu Dezbrăcată în... Mie nu-mi place cum arăt acum Deși mă iubesc zic, Diana, depune mai mult efort și pentru corpul tău, că e al tău, nu e al vecinul. <laughs> <laughs> Știi? Ja, tu spuneai în interviu ăla că el ți-a spus în permanență, chiar și, și atunci a... când aveai... Și acum îmi spune. Da. Și acum mă vede cea mai frumoasă și mi-a zis, mă mai duc la el, mă burta așa și... frumoasă? <laughs> Iubirea mea, tu ești cea mai frumoasă femeie de pe planetă? <laughs> Foarte frumos că, -am, Chiar îmi spune și acum Și repet, nu trec prin cea mai bună perioadă A trupului meu Și și acum îmi spune că sunt frumos Vă felicitări Deci și jos pălăria pentru Alin Da și nu exagerez cu nimic Adică nu credeți că îi dau eu căldute Că altfel, doamne, abia așteptam să facă una pe dos, Să încep să zic aici dar nu, chiar nu. Dar bine, în momentul în care iubești pe cineva, indiferent de, de situație, fiecare 20 de kilograme în plus sau 50, tot cea mai frumoasă, respectiv cel mai frumos este. Nu? Nu? <laughs> eu să <laughs> știi că i-am spus lui Alin de curând. Uh, el tot ce că e frumoasă, nouă ne place să mâncăm, să bem, să ne bucurăm de viață și așa și la un moment dat i-am zis, zic, au zis, dar eu te iubesc, dar Poți mai dai un pic și o purta aia? <laughs> Dar da, nu cred că există râd. femeie pe planetă care să nu-i spună unui bărbat cu burtă pe care îl are acasă, îi spune, dă -și tu jos, puțin din burta aia, deși sunt bărbați care au burtă poate mai mică decât a lui Alin. Dar oricum îl iubesc așa cum e. Da, da. Și deci tu n-ai putea să faci efortul și să spui, ce burtă niște o ai, nu? <laughs> <laughs> nu! Ok, da. Nu, dar are, momente când și îi spun foarte rar pentru că eu îl ochi foarte tare. Când mi se pare așa că vine și arată, mi se pare că așa e, așa și zic, mamă, iubire, ce frumos e, zice, scuipă mă că iarăși mă de ochi. Noi avem chestia asta cu de ochii să știi, la noi în familie. Ești un fel de mother sulfi, de mama sulfina. Cam așa, că tot la mine vine și zice, ai, te frumos, te mă și pe mine. că luăm de ochi acum. de zic, nu vezi câte am, uite, am patru, patru Ia fă ce zice aici la Gheoco, o să ajung bulibașe sau nu? O să ajung. o să Problema greu, luat, greu, dar o să ajungi, peste vreo trei veți, așa zice ăsta. Yeah? Da, trei jumătate A, bine, mă, decât deloc. <laughs> e bine și așa. Da. Ce, ce apreciezi cel mai mult la, la un bărbat? Um, Păi eu pot să spun ce apreciez la bărbatul meu. Acum. Okay. Și la bărbați în general, îi apreciez pe cei care sunt educați și mai au bun simț și sunt atât de rari. Atât de rari. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar trăim într-o epică în care mi se pare că bărbații adevărați nu prea mai există. Dispar așa de la an la an. În fine. Nu, uh, nu, nu, De ce? Ideea e că... Uh, Apreciez masculinitatea la un bărbat foarte mult. În sensul de a fi cu adevărat bărbat. Știi? Nu um, știu cum să mă exprim, să nu fiu prost înțeleasă. E, dacă nu în mi se bine, tai la montaj, că doar nu te face de, de cacao. Da, nu, de dar nu că mi se pare că aș jigni oamenii, dar asta este părerea mea. Păi, deci, mi se pare că bărbații în ziua înzățe. de azi sunt foarte efeminați, că pun mai mult preț. Pe cum arată, decât pe cum se comportă, și mi se pare ciudat că un bărbat, ziua de astăzi stă mai mult în oglindă decât o femeie. Adică. înțelegi ce zic? Și asta spune: îi vezi pe stradă, știi. Îi um, vezi tu? Îi vezi, îi vezi, îi da, vezi. vezi. Bine, nu m-am uitat, adică nu prea Îi vezi, Lucian, și dacă te duci în parc și stai în parc, așa, îi vezi. N-ai cum, îi vezi, nu nu știu, eu nu zic că acum bărbații nu trebuie să se spele și nu trebuie să se îngrijească și așa mai departe, dar toți sunt super pensați, toți sunt super, nu știu, parcă și pierd Are Care tot sorocă? Unde, 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 unde sunt ăștia? O, adică... Vezi, tu nu te duci la casa de David. Acolo așa se merge? Glumesc, nu știu că n-am fost la casa lui David. de... Davide. Oh, 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 oh! Cred că am fost Glumesc. o dată Ideea e că și ce vezi pe la televizor și așa mai departe. Și mie mi se pare că um, 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 uite cum erau um, um, Anthony, cum este și cum erau în tinerețe de Niro, Anthony Hopkins, um, Ea, Pacino, um, nu? Pacino. Um, uh, uh, Robert no, Redford. Uh, băi, te uitai? Păi și erau, păi erau bărbați așa, nu știu cum să explic. De, 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 erau bărbați. La noi? Te referi la România acum la... În general, nu la România. În general, peste tot sunt. Nu e un trend doar la noi. Nu știu, nu știu cum să explic. Da, în... Nu știu. Îi văd slabi. Știi, cumva, nu știu cum să-ți explic, și nu, nu, nu știu cum să-ți explic, ca să o reluăm așa. Dă-mi un exemplu. Deci apreciez, apreciez foarte tare la bărbații din ziua de azi, ca să vorbesc în genere, îi apreciez pe cei educați, pentru că sunt, repet, ca am mai spus o dată, sunt foarte rari. Deci asta, apreciez educația. Foarte mulți melteni sau... Melteni? Sau, da. mănăbii educați, parveniți, și așa mai departe. Um, vreau să-l iau să-l pun la <ghi> ghiocu. Nu știu ce mă deranja aici. 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 Ce apreciez la, bărbat, la bărbatul meu foarte mult, și e un lucru pe care ar trebui să-l aibă toți bărbații, este respectul pe care mi-l arată în fiecare zi, de când ne-am cunoscut. Gesturile mici, care sunt foarte dese, de atenție, de. să-mi aduce flori. Tot timpul mi-aduce flori, Le -le? da, îmi plac flori și mi-aduce flori tot timpul. Nu trebuie să fie o ocazie specială ca să-mi aducă un buchet de flori. Um, îmi gătește. Chiar dacă el nu mănâncă, de exemplu, ține post și îi spun, mie foame. Ce vrei să-ți fac de mâncare? Nu știu, friptură la grătar cu whatever. Wow. El se pune și îmi gătește, deși este în post. Nu vrei să sau oprim puțin să-ți fac un gin? Nu, nu. 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 A, Am paiatea, trebuie să mă să un contract mă apuc acum să beau și mă duc la ea, bet. Dar nu de la un gin beat. Am miros a băut ea, Mai, mult e apă tonică decât gin. Vrei tu? Nu. Ce e greu. Nu, eu sunt într-o perioadă în care nu beau. A, ok. Felicitări. Încerc să slăbesc. Păi <laughs> nu mi iese, da, 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 greu dar nu prea mi iese. Ea poate să-ți iese. De ce să nu-ți iese? Tine, tine, vedem. Da. Carbo bagi? Pâine? Da. Ești fan pâine? Îmi place mâncarea toată. Care e mâncarea ta? Nu știu că am înghițit în sec acum, mă gândesc mai la prostii. Că am fost acum plecată la Milano și am mâncat numai paste, 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 paste. Dar mi-am dorit să mănânc pizza toate aceste patru zile și n-am apucat să mănânc și eu pizza. N-am mâncat pizza în Italia. N-am mâncat pizza în Italia. Da. Cazzo, eh. acum cred că a venit. Da. Adică sigur a venit. Da, da. Da, mami! Da, mami. Mm. Vi să-mi dai un pup? Mm. Nu umblăm, vin. nu umblăm. Hai, vino și dă un pup. Hai, mami! Mm. Da, hai să te vezi la televizor, vrei? Poze! Poze, da, facem poze, face poză? Hai, dă-mi un pup și te lasă pleci. Mm. Ce ziceam despre mâncare, vorbeam, mă? Da. Încă îmi place mâncarea, Da, îmi place toată. O, sora, de băut nu bei? Nu mai beau. Nu mai bei? Așa, așa mult. <laughs> să dulce, dulce Cu dulcele nu prea sunt, prietenele. Da? Mai mănânc, dar așa mai rar mai am câte o poftă de o prăjitură sau ceva. Fată cu minte ești? Fată că... de casă. <laughs> Ce se mai... De droguri nu te întreb, că nu se pune problema dacă nu te văd, să stai cu seringa în vene și cu copilul lângă tine, nu. că tocmai mi-ai spus că ai grijă de copil și nu. asta e așa. Ce se, trebuie să fie ceva. Bine că e mâncarea și că nu e altceva, da. știi? Mamă, deci Îmi place să mănânc de mor. Acum încerc să... am intrat într-un program în care um, se numește psihodietă. În... în te învață cum să îți manageriezi poftele și să mănânci, să nu mai mănânci compulsiv și să nu mai știi și să mănânci corect, știi? Ai încerc să fac treaba asta mai mult pentru mai întâi pentru Carol și după aceea pentru mine, știi? Pentru că și eu și Alin suntem destul de defectuoși când vine vorba de mâncare și mâncăm mai iurea și vreau să învăț să-mi impun mie să învăț măcar eu să mănânc cât de cât corect ca să pot să-i dau un exemplu bun lui. Știi nu știu cu o să mi iasă dar eu încerc măcar zic băi am încercat. Pentru că vorbim mai devreme despre despre ce îți place la, la bărbați și îți mulțumesc frumos că m-ai făcut să înțeleg. Sper că ai înțeles adică am înțeles că știu și eu pe aia care sunt așa. Eu încerc nu vreau să jignesc pe nimeni pentru că fiecare alege cum e știi dar eu, eu vorbesc doar din punctul meu de vedere, și nu e o chestie pe care o generalizez și zic, așa ar trebui să gândească toată lumea, sau așa gândește toată lumea. Mie mi se pare că s-au efeminat foarte mult bărbații, ca să o pun așa, în in genere. Ei, eu am trecut prin chestia asta la 20 de ani, minte, cu trupa gaz pe foc. Acum, adică știu că noi ne epilam pe picioare, chestii de genul ăsta. Înțeleg pe departe pe băieții ăștia. Dar e cazul să. na, la o anumită vârstă nu poți. Adică eu n-aș putea acum să mă mai epilez pe picioare sau să mă pensez. Înțeleg ce. Spui. Da. da. Și cred că asta le dorim tuturor să fie bărbați, deși în ziua de astăzi nu mai sunt nevoiți să ia toporul sau arcul și să săgeata și să meargă prin păduri ca să aducă acasă hrană pentru familie. Știi? Și asta e adevărat, da. Adică în ziua de astăzi ceea ce fac majoritatea e cam același lucru pe care o fac, o fac și fetele, adică selfie-uri, Instagram. A, asta, aici vreau să zic. Știi? Adică... N-am vrut, vrut, să spun eu ca să nu pare, adică mie mi se pare că toți bărbații acum tot ce fac, fac în efortul de a fi instagramabili. Că râdeam cu niște prietene la un moment dat la, o, la masă și am zis, păi, dacă te întorci așa capul aici, în localul ăsta, toți sunt instagramabili. Exact despre asta e vorba. Știi? Ca să dea bine la cameră. Da, eu n-am... Dar nu... Acum a mă că nu stai să-i cunoști ca lumea și să aprofundezi, că atunci să aș părere, dar la prima vedere, despre asta deci, e vorba. să mă uit eu mai atent pe Instagram să văd dacă băieții ăștia chiar sunt pensați așa cum zici tu. Să văd dacă își trag... Adică, făcându-și selfie-uri, îi văd. Dar alte chestii nu știu ce să spun. Depinde și pe cine urmărești, știi? Eu nu urmăresc aproape nimeni pe Instagram. Nu am timp să mai și urmăresc oameni. Dacă ar fi să vorbim despre oameni pe care îi admir și bărbați mișto. Unul care îmi vine în minte, sau primul care îmi vine în minte este John Hamm. Nu știu cine e John Hamm. Don Draper. Nu te uită la serialul ăla, la, cum îi spunea, abia e o agenție de uh, publicitate. Anturaj. Nu, anturaj. A fost un serial foarte mișto. Uh, am mai jucat și în alte câteva filme, dar nu au avut noroc nici de roluri extraordinare și nici filmele n au fost uh, uh, memorabile. De, de, nu știu să zic, da, că da, chiar nu ce știu. Ți-l de asta e așa. Bineînțeles, mm -hmm. Brad Pitt, cine mai e? Acum, bine, dar ăștia sunt cam bătrâni toți. George Clooney deja intră la categoria bunici. Eu, Din pentru păcate... mine, bărbatul vieții mele, am doi de la Hollywood care sunt bărbații vieții mele. Forever Endeavor. <coughs> Robert Downey Jr., care... Deci ăla este modelul de bărbat. îmi se pare bărbat și Anthony Hopkins și mie îmi place Anthony Hopkins și ca actor și ca om și ca... mi se pare așa ce am mai citit interviuri că... mi se pare fabulos și actrițe? Oh, actrițe de la Hollywood <coughs> Meryl Streep este desăvârșită Julia Roberts o iubesc, mi se pare uh, tot garda veche aveți, noi cu ei am crescut. Da, am crescut. M-am uitat, uitat la o, ce am văzut. N-am văzut Oscarurile, dar m-am uitat la ce au apărut poze și așa. Nu știu dacă știam 5% din femeile alea care au fost pe covorul roșu, ca să spun pe dreapta. Da, și mie mi se întâmplă și asta. Și nu le-am văzut da. pe astea despre care vorbesc. Ai zis, mai dau o veste proastă. Mm. E din cauza la vârstă. Probabil. Adică, adică dacă intre pe ăștia mici, ei știu. Păi asta știu, zic. Bă, toți, da, 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 Vezi, noi am crescut, Deci noi îmi plac în continuare oamenii din generația cu care am crescut, că ea mi-au rămas pe retină. Și să știi că chiar aseară vorbeam cu o fată care a spus eu am crescut cu tine. Aia era într-adevăr mai mică, mult mai mică ca mine. Și mi te admir foarte tare că eu am crescut cu tine. Pentru că și noi am fost un exemplu de oameni, mai ales pe plan național, am fost Oamenii cu care ei au crescut, cu care ne-au văzut la televizor, în invitații, în emisiuni, în, în, în telenovele, în filme și așa mai departe, pe scenă. Cum noi am fost cu o generație mai veche. Știi? Okay. Cum noi, eu am crescut Mirabela daură. Eram copil și mergeam la concertele ei. Am stat la coadă să cer autograf. Adică, știi? Și de asta, probabil că am, am rămas tot în zona aia. Din generația tânără, trebuie să mă gândesc dacă cine. Îmi place 2000 de Chanel. E și ea din generația tânără de A jucat în um, Serialul pe care l-a făcut ea a fost Cum se numește uh, New Girl Nu serial, un sitcom de, -să de comedie Serial de comedie Nu -am, Adică am sunt? Și mai sunt care îmi plac, dar uite, nu vin acum Că nu le-am nu le reținut numele Dar la gagici ce-ți place așa în general? Adică cum să fie o gagică? Am înțeles ce mi-ai spus la La băieți La bărbați să fie, ce să fie autentică. Autentică însemnând? Să fie ea. Adică, majoritatea. Nu are voie să aibă sunt... Botox. Nu că nu are să... voie să aibă, dar majoritatea sunt transformate în niște păpuși unul la unul. Dacă pui cinci femei um, cu Botox, cu buze, cu ochi, cu făcuți cu nu știu ce, sunt unul la unul. Nu le distingi. Și de asta, ok, eu nu sunt contra. Că la un moment probabil o să încep și eu să-mi fac. Dar să-și păstreze puțin din ce sunt, cum sunt ele cu adevărat. Pe păi mine, cred că aici sus, cred că ar trebui să se facă diferența, dar dacă aici sus ești e bine, așa cum e, probabil nu o cunosc personal. Noi suntem spălați pe creier noi și, gen, mai ales, generațiile care vin din urmă, noi suntem spălați pe creier de platformele online și de ceea ce se vinde pe online. Și dacă noi vrem să fim și să arătăm ca femeile de pe copertele revistelor, că asta era pe vremuri, dar era cumva o chestie nu foarte tangibilă, acum, pentru că este un val de vedete online, sunt multe care nu apar la televizor, dar ele sunt vedete pe online, cu milioane de urmăritori, dacă asta a putut eu, de ce să nu pot? Știi, cam așa se gândește și. și mai, se ales că, mai ales că se și încurajează chestia asta, că să fii așa, să fie așa. Și suntem pur și simplu spălați pe creier. Toate trebuie să avem acum, acum, sânii mari, talie mică, fund bombat. Nu, nu mai poartă mari. O, da, și cu fundul mare. Acum ești cu fundul, mare, Kardashian. Da. Înțelegi? Aia nu are și... nu are Are, are și sânii. Are? Are, nu mare, are. Are fundul atât de mare încât nu se mai văd foarte bine sânii, știi? Cumva. Adică se promovează atât de mult pe chestia asta încât fetele care ajung să aibă posibilitatea financiară de a face lucrul ăsta sau să facă un barter sau să facă nu știu pur și simplu se transformă, dar se transformă atât de tare încât nu le mai recunoști. Și nu ți-ai făcut nicio operație? Am și o operație, da, am sâni. Okay. Am sâni puși. Și probabil că o să vină vremea când o să încep să-mi pun și botox, să mă mai îngrijesc și eu un pic, dar nu excesiv, ci Exact cum îmi explica Monica Vlad zilele trecute, că operațiile estetice sau intervențiile cu botox și cu acid hialuronic sunt gândite să îmbătrânești frumos, nu să te transformi. Adică botoxul care îți blochează mușchii să nu ajungi să fii, exact cum a zis ea, o pungă Știi, la bătrânețe, ci să îmbătrânești așa, mai frumos, mai... Adică să îmbătrânești... Da, nu, nu să nu îmbătrânești, depinde de cantitatea de botox pe care ți-o păi. o, Este așa o... credem că e o discuție atât de amplă că ocupăm și n-are sens. Dar ce apreciez la femeile în ziua de azi, le apreciez pe cele autentice, cele care se păstrează și se iubesc așa cum sunt. Sunt puține. Nici eu nu o să fac parte din categoria aia. Iartă-mă. <coughs> Mereu vrem să lucrăm la noi, să arătăm mai bine, să fim mai bine. Dar tot din de cauza. Bine că spuneai de media. Meryl Streep, adică nu știu câte operații și-a făcut Meryl Strip. Nu are. Uh... nu știu care Poate și ea, puțin botox ca, da, cât să nu. Dar când te uiți la și ea. Mai e. Mai e uh, uh, mi s-a părut cea mai elegantă de pe covorul roșu. M din James Bond, dar nu mi vine cum, știi la ce actriță mă refer? E bătrână, bătrână bine de tot. M din James Bond, le a le-a jucat, a fost M în toate James Bondurile. Bătrână este englezoaică. Scrieți voi la comentarii, vă rog frumos. Da, o caut. Dacă... O caut, stai. M, M. Eu pe pe băieți știu, nu știu de ce nu m-am uitat niciodată la gadgeturile din James Bond așa că zic imediat, uite. Uh, Bun. Uh, Dar... Olivia Denci. Ok. Și eu mă gândeam la ea. Deci a fost cea mai elegantă și fină apariție, deși este o femeie în vârstă. Atitudinea, asta lipsește, atitudinea aia. Deci pleacă până la urmă da. tot de aici, da. toată povestea. Uh -huh. Și ce ar trebui să facă fetele astea care se uită acum la noi, ca să fie și ele bine din punct de vedere mental? Să-și aleagă mai bine modelele în viață și exemplele. Înțelegi? Pentru că și astea, dacă tu-ți alegi un exemplu care uh, depășește tiparele bunului simț și al educației, și sunt foarte multe, din nefericire, foarte multe, așa ajuns să zici. Păi dacă aia poate, pot și eu. Dacă aia face așa, fac și eu. Știi cumva? Băi, eu nu zic că, eu nu, că știi, pot părea ipocrită. Bă, și eu mă distrez, și eu beau, și eu mă mai dansez pe mese, pe la petreceri. E o chestie, e un, un lucru care se întâmplă în secolul în care trăim. Dar sunt anumite momente în care bunul de bun simți este nevoie mai mult decât aceste momente în care ne destrăbălăm. Ori, tânăr fiind, uiți și nu ești atent și zici, aia, eu îmi trăiesc viața cum vreau. Vă zic că fata așa a făcut. Dar puțin mai încolo, ajung să le, nu să le regrez, că eu n-am regrete, dar ajung să zici, păta da, ce fraier am fost, puteam să fiu mai așa sau puteam să fiu mai așa. Vorbeam uh, cu Ioana Ginghina aseară, care -ai pus tu, tu i-ai pus întrebarea asta cu dacă ar fi să alegi între uh, frumusețe uh, chip, și așa, și, și, și vorbeam aseară de, este de, chestia, da, de chestia asta și ajunsesem la subiectul cu cum ai fi în viața și eu i-am spus eu n aș schimbat viața mea pentru nimic cu bune și cu rele, exact așa cum a, a fost am avut o viață foarte am, până în momentul de față am avut o viață foarte frumoasă da, nu știu cum s-a dus discuția acolo cu Ioana, dar știi că la un moment dat ea avea de ales, eu am întrebat-o dacă ar fi să mori și să te întorci pe pământ ca altceva decât ceea ce ai fost, ce ai vrea să, ca ce ai vrea să te întorci. Mm -hmm. Știi, asta era întrebarea pe care poți să-ți-o și ție, deci nu e niciun fel de problemă. Nu, nu m-am gândit niciodată la treaba asta. Mm -hmm. uh, nici nu știu dacă... Um... Mi-a spus cineva odată că eu sunt un suflet bătrân și că am foarte multe vieți la activ. Probabil că de asta e și plăcerea asta a mea de a mă căuta, de a mă de evolua, de a de nou tot timpul să caut, știi, câte ceva nou. Dacă aș avea conștiința de acum și m-aș întoarce într-o altă viață, mi-ar plăcea să fiu bărbat. Dar să conștientizez faptul că ai fost femeie. am fost femeie, să știu cum am fost. Adică, cumva, conștiința mea să rămână intactă, știi? Nu, nu cred că aș vrea așa ceva. Adică, dacă, să zicem, am fost femeie între viața anterioară și să-mi aduc aminte de tot ce mi s-a întâmplat, eu fiind bărbat, gândindu-mă numai la faptul că, nu știu, hai să zicem că am, am făcut sex cu vreo 10 bărbați. Nu cred. A, nu, da, nu, nu gândesc că, eu gândesc că mai în zona asta la altă mai. Da, Mi-ar plăcea să fiu un bărbat care să facă măcar o femeie, dacă nu pe toate care îi trec prin viață, să se simtă niște prințese și să le a... Știi? Sunt foarte rari bărbații ăștia. Da, nu sunt. Nu, nu intră la orice colț de stradă. Uh -huh. Dar, pe de altă parte, sunt foarte multe femei care își doresc să aibă parte de un astfel de bărbat. Dacă nu, chiar, hai, așa, un 90%, aș zice eu. Și mi-ar mai plăcea să fiu o muscă. -am, ți am zis că am mai avut trăirea asta o dată. Musca de Carmen <laughs> Mamă, musca lui Carmen Tănase, o, oh, ce viață <laughs> da, a avut! da, mi-a plăcea să fiu o muscă. Da, mai devreme vorbeam și despre uh, destrăbălări și așa mai departe. Îți aduce aminte când te-ai îmbătat cel mai tare? Ultima oară sau? <laughs> ultima oară sau așa în general? <laughs> Hai să zicem ultima dată. ce ai făcut? N-am făcut nimic. Dar îți pare bine că le-ai făcut. Păi, da, colorează viața. Colorează viața și, dacă nu le faci foarte des, sunt amintiri plăcute, știi? Adică, sunt și le, le trăiești cu un grup de prieteni, ok. Pot fi amintiri frumoase, știi? Adică, mă gândesc că, deși, da, uite, vezi că se condamnă părinții mei, de exemplu, generația părinților noștri, condamnă comportamentul nostru, mai ales al femeilor, mai mult decât al bărbaților, când bem și ne îmbătăm. Is not ladylike. Știi? Și da, de acord cu treaba asta, că uiți să mai fi doabă după câteva păcărele, dar cred că accesul, pentru că s-a făcut accesul la alcool și pentru femei și așa, putem să ne creăm și momente frumoase, dar și momente nașpa. Uh, e trebiste... foarte mișto la noi acasă mi am amintesc că uh, al doilea Crăciun al meu și al Alin împreună și am avut o petrecere foarte mare care s-a sfârșit cu bătaie cu prăjituri <coughs> cu frișcă am avut frișcă pe toți pereții a fost foarte mișto dar ne bătasem toți știi noi am început cu karaoke și Alina a zis că cântăm prea încet și prea sec și ne-a făcut niște șaturi și a vrut să ne dea limoncelo și a zis că Limoncelul e slab Și a pus și niște vodcă peste el A fost Foarte interesant Noi, grupul nostru de prieteni râdem și acum După atâția ani Vorbesc de 2016 <coughs> Și acum râdem De acea petrecere Care este ultima tabeție? A mea? Da Deci ultima mea Da, Dar de asta așa amintiți din astea de... A, de atunci am zis că nu o să mai... Cum zici de obicei, de fapt, Da, nu mai beau... de mâine nu mai beau. Viața mea... Uite, eu m-am ținut de chestia asta. Adică nu m-am mai îmbătat niciodată grav ca atunci. Tot de sărbători. Nu știu dacă era revelionul sau nu, dar m-am mâncat în curs să aveam, nu știu, aveam o chestie asta că o văzusem în filmele americane dichior de, de ou. Știi? o. Și uh, adusese un prieten din Germania, uh, adică un prieten care era în Germania, adusese din România o sticlă de palinka. Ah. Și uh, am făcut combinația asta foarte interesantă, eu fiind și ușor sensibil cu stomacul, uh, și am băut <laughs> palinka cu lichior de. Nu pădec să mi imagine de DR. <laughs> trei zile mi-a fost rău. Deci mi-a fost trei zile. Deci nu, prima zi zis, e normal să fiu un pic mahmur, a doua zi, pă, încă mă mai ține mahmureala. și când am văzut că și a treia zi mi-e rău, am zis, I need to go to the fucking doctor. Până la urmă, ce am, considerat că cel mai indicat lucru de făcut într-o astfel de situație, cum au spus mie, bețivii... Să bere. <coughs> am mai băut niște părinte. Era mai da. bună o bere, revene, dat, te reveneai, de te o bei a doua nu, zi. Berea nu, berea cum... nu funcționează niciodată la mine după beție. Și cum uh, am mai descoperit una de curând. Pe cuvânt, da, e bună rău. Ulei de măsline, sare, piper, okay. cu pâinică și mănânci a doua zi după beție. cu gol. Ui, a, nu e cu alcool? Nu e cu alcool. Da. E, imediat îți trebuie. Am descoperit recent un lucru care nu-mi place la mine de care pe care nu-l conștientizam um, nu duc la cap, până la capăt lucrurile um, cel mai simplu exemplu pe care pot să-ți-l dau așa ca să înțelegi, încep un tablou să lucrez la el și îl las așa încep să fac terasa să decorez nu știu ce și nu termin, și-o las așa um, am început blogul Blogul meu merge și acum, oamenii Diana intră și Dumintescu. citesc. Da. da, Oamenii încă mai intră și citesc. Și băi, e un lucru care funcționează, care merge. N-am mai scris. Um, am început de ul business-ul ăla, când făceam, pictam cutii, care mergea și aveam comenzi. Oam, oamenilor le plăcea ceea ce cream. L-am lăsat acolo. N-am no, Nu crezi că a fost din cauza faptului sau că e din cauza faptului că vrei să vezi dacă funcționează și când te-ai prins că funcționează și că ai reușit să faci și pe asta? Nu. Le-am da? lăsat la jumătate de. Adică, adică sunt... tu ți-ai fi dorit să le termini. Da, dar sunt niște lucruri, dar... mai ales, uite, din ala cu di box sunt niște lucruri din care chiar puteam să creez un business frumos, care putea să crească încet, încet. Am început de la niște cutii, după care puteam să fac și mobile, ceea ce îmi place să fac și acum. Să știi, puteam după aia la un moment dat să-mi deschid un magazin fizic sau online, sau adică puteam să fac lucruri, știi, să dezvolt ceva. Încep, că, de fapt, asta e, am niște idei bune, încep să le dezvolt și le las acolo. Așa. Deci... După ce am realizat treaba asta, am început să dau timp înapoi. Știi? Și să introspecție, să văd în relațiile mele trecute, în relațiile cu prieteni și să știi că foarte multe prietenii au rămas suspendate. Exact cum ți-am spus că au rămas suspendate orice idee de neapărat afacere, că nu le gândesc așa afaceri, că nu sunt genul antreprenorial. Dar ideile astea din care puteam să creez ceva mai mult au rămas suspendate și multe, am multe relații de prietenie care la un moment dat s-au suspendat, dar nu s-au încheiat. Adică nu ne-am certat, dar nici nu suntem prieteni în continuare. Pur și simplu sunt suspendate. Și este ceva la care eu lucrez acum să repar la mine. Eu cred că în momentul în care chestia asta ajunge să fie suficient de interesantă, fie că e vorba de un tablou, fie că e vorba de o masă, fie că e vorba de o relație cu un amic, o duci la, la, bun sfârșit. La un, un moment dat, că... da, doar că mie îmi place lucrurile să se întâmple repede și probabil că de asta ar rămân multe suspendate, că nu toate lucrurile se întâmplă repede, cum e crearea unui tablou. Tablou nu face așa. Sunt eu Am... în măsură să dau sfaturi, dar cred că la tablouri, de exemplu, poate n ales ideea potrivită, că dacă e ceva ce îți dorești să termini, cred că adică sunt aproape convins că ai da. o duci la bun sfârșit. Mm. La fel și cu mesele, relațiile interumane și așa mai departe. Și fizic, ce nu-ți convine la tine? Păi eu, am o burta de care nu pot să mai scap. Păi, fă și tu un la mare. Ca... Mm. să nu se vadă. Exact. <laughs> Uh, și cam foarte multă celulită pe picioare și eu nu am avut celulită mai toată viața mea. Pe cole și de astea? Nu. Da? Da. Și de la ce o faci? De atunci? la mâncare. A, de la mâncare. Da. Și de la kilogramele în plus. Nu fac celulită de care nu mai scap, destul de multă, o conștientizez și burta. Și nu înțeles cam mari. Da, adică cu alte cuvinte sunt vreo 6-7 kg în plus pe care nu le iubesc pe trupul meu <laughs> Deci sport Trebuie să faci sport uh -huh. Eu zic că poți să mănânci în continuare Aici pot să-ți dau niște sfaturi Pentru că asta am făcut în ultimii șapte ani Am fost antrenor de tenis Și uh, cred că poți să faci, să mănânci Mult Dar să faci antrenament seara Că e vorba de jumătate de oră Adică minim jumătate de oră Dacă faci cardio, de exemplu uh -huh. Și să ai grijă de ce mănânci după aia Adică dacă ai putea să nu mai mănânci deloc sigur, dacă ți o bicicletă din aia ergonomică aici în casă... Am avut banda, m mă le-am dat pe toate. Erau de rău Uite, pe... Ioana spunea că se motivează, că facem fiecare zi, 45 de minute. Am avut în casă până... am dat o casă i mirea sa. Banda mea. Nu, să aici, degeaba. Un stepper, ceva, nu știu, să faci ceva, jumătate de oră de mișcare seara și atunci o să poți să și mănânci și o să poți să și slăbești. Da. Acum știu că nu e ușor, Trebuie să ai și voință, dar mi-am mi mi pierdut voința puțin. Celulită da. și alte chestii de genul ăsta. Dar cred că ai lucruri mai importante, gen familie și uh, carieră uh, care sper să-ți meargă. Da, dar vezi tu, cariera cu model, și cu știa. lucru și așa. Acum, scuză-mă, dar Meryl Streep nu e vreun top model, știi? Da, așa Așa e. că. Îți doresc să, să devii un Meryl Strip. Oh, să te audă Dumnezeu, mulțumesc Așa. frumos. Și să te văd în producții, să te vedem în producții cât mai mișto. Și nu în ultimul rând vreau să-ți mulțumesc foarte mult că m-ai primit la tine în casă Cu și tot pe de vorbă. Cu tot dragul. Așa. Și ce să zic, surioara mea din Regina, te Dumnezeu sănătate și să nu te mai bată aia. Sănătate la noi și la toată lumea, să aveți sănătate și în dumneavoastră acasă și mulțumesc că ați venit la mine acasă aici frumos la regina acasă. Că, că asta pe a mine vă... nu m-au lăsat să vorbesc așa, nu știu nu? că eu vorbeam normal, da. Aș vrea să faci chestia Da, Vreau să o fiu de acolo, de șatul, dar păi, acum m-a lăsat nimeni. Zis, da, uite, vorbim acum atare sperim copilul. Nu se sperie că știi că, că mama lui e cu cubau. Da. Atunci dacă relaxa copilul să vă dea Dumnezeu sănătate la voi toți ăștia de v și ție de mai primit Dumnezeu sănătate și pentru cafea asta A fost bună, s-a zis că cafea a, fost, bună. a fost A fost, s a fost, să mor eu, mai faci? Mă fac da, mă fac da Eu îți fac cafea V-am pupat și ne vedem data viitoare Cheers!